Doamna Mariana Durleșteanu, cea care deschide lista Partidului Legii și Dreptății în cadrul acestor alegeri parlamentare anticipate din 11 iulie în studioul Europei Libere de la Chișinău. Mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre să avem acest interviu pe teme electorale. Ce miză au aceste alegeri din această vară? Păi, mulțumesc pentru invitație. Eu cred că miza este mare pentru că toată lumea așteaptă să vadă nouă componența Parlamentului, pe care, inclusiv prin decizia mea de a mă autoexclude, avem aceste alegeri parlamentare anticipate și scopul tuturor este să vedem un Parlament mai curat, cu oameni integri, cu oameni corecți. Personal, eu cred că vom vedea multe fețe care au fost și în precedentul Parlament, cu regret. Și vom vedea care va fi mariajul după alegeri, pentru că dacă se va ajunge la căsătoria care a fost în 2019, deci stânga cu dreapta, atunci am ajuns la punctul zero. Cu ce ofertă veniți în fața alegătorilor? Ce le promiteți și cât de mult țineți cont de aceste promisiuni? Pentru că știți că în baza promisiunilor pe care le fac politicienii urmează marea dezamăgire, neîncrederea cetățenilor în clasa politică, pentru că cei care le cer votul deseori uită ce au promis. Nu facem populisme și promisiuni electorale. Programul nostru se numește Restart Moldova și vă explic de ce Restart Moldova, pentru că cu regret după 30 de ani de independență votul cetățenilor a fost trădat sau, mai bine zis, politicul a abuzat de noi cetățenii. Și în cazul nostru al Partidului Legii și Dreptății, noi dorim să fim corecți cu cetățeanul, inclusiv cu votul nostru. Principalele obiective sunt 5. Pe primul loc, desigur că stă educația, pentru că dacă nu avem, nu facem investiții în educație, nu avem o generație și un stat sănătos. Și aici educația, mă refer, ținând cont și de pandemia care am avut-o, am văzut că da, deci foarte multe cursuri s-au ținut și lecții online, deci optăm. Dar unde găsiți bani ca să investiți în educație? Pentru ca să investim în educație trebuie să distrugem schemele care sunt acum și cred că ați cunoscut raportul Organizației Națiunilor Unite care zice că anual prin schemele și fraude banii iliciți, deci se trec undeva $1.2 miliarde pe an, bani care pot fi investiți în educație și sănătate. Și astea sunt prioritățile partidului nostru. Deci eu sunt adeptă digitalizării în genere și economice, dar economice mai mult din punct de vedere a business-ului, dar Republica Moldova necesită o digitalizare și în educație, și în sănătate, și în justiție, pentru că aceasta este viitorul, viitorul de a elimina birocrația și a lua decizii rapide. A doilea pilon, am zis, este medicina de calitate și protecția socială. Deci în medicină dorim să elaborăm o strategie la nivel național pentru următorii 10 ani, care se va baza pe investiții clare în echipamente și construcția spitalelor. Se va baza și pe motivarea doctorilor ca să nu mai plece din țară, pentru că noi avem foarte buni specialiști în domeniu și trebuie să-i păstrăm în țară. Și aici e nevoie de sume mari de bani. Programul electoral este făcut pe 5 obiective. Fiecare obiectiv încercăm să analizăm bugetul pentru fiecare din ele, pentru a le realiza. Deci este medicina, a treilea este, sigur că justiția și nu mă voi opri aici prea mult pentru că toți înțelegem că avem nevoie de o țară curată, deci Partidul Legii și Dreptății vine cu un slogan foarte clar, zero toleranță la corupție. Deci vom face un diagnostic a tuturor magistraților, judecătorilor, da? Deci tuturor instituțiilor care sunt în aceste procese implicate pentru a avea oameni integri în sistem și vom monitoriza indicatorul numit controlul corupției, pentru că este un indicator din programul, din strategia națională anticorupție aprobată în 2017, dar cu regret avem restanță majoră. Și din cauza faptului că nu ne-am făcut lecția, deci nu putem beneficia de finanțare din partea Compact 2. Da? Deci cel puțin de 100 de milioane de dolari. Și am să le pun toate. Care a făcut parte din provocările Mileniumului. Da. Deci finanțat de către Statele Guvernul Unite. Statele Unite. Și
Desigur că partea economică și aici la ce ține de dezvoltarea economică, noi ne focusăm pe faptul că dorim să creăm un model economico-social în așa mod ca să avem clasa de mijloc, pentru că noi avem clasa de jos. Deci sărăcia și, nu știu dacă pot să le spun, nu sunt bogății, nu sunt oligarhi, că nu avem oligarhi, am mai discutat la tema asta, dar avem niște discrepanțe în societate. Noi dorim să aducem clasa de mijloc și clasa de mijloc anume bazată pe dezvoltarea economică, pe investiții, pe susținerea agricultorilor, pentru că noi suntem hrăniți de acest pământ. Și avem un pământ foarte bun, agricultorii sunt prioritate în dezvoltarea economică, ținând cont că ei generează 30% din creșterea economică. Deci la noi creșterea, tot produsul intern brut, 35% vin din remitență din diaspora și 30% vine din agricultură. De aceea agricultura va fi o prioritate și dorim să consumăm roșii moldovenești. Deci eu sunt un mare adept a mâncării sănătoase și este cazul ca să avem roșiile noastre și mâncarea noastră ecologică, pentru că roșiile turcești, sau să zic așa, în Anglia, în genere, sunt de plastic, nu au gust, eu nu cumpăr roșii în Marea Britanie. Deci acestea turcești sunt injectate și știm foarte bine că importurile care se fac din punct de vedere a prețurilor. Dar dumneavoastră cunoașteți foarte bine că o economie liberă înseamnă o liberalizare a pieței. Da, și noi suntem țară care ne-am proclamat cu o economie liberă, de piață. Și deci nu puteți interzice importul produselor. Nu, noi nu vom interzice, noi trebuie să fim competitivi ca să le, să zicem așa, să le diminuăm. Pentru că și la roșiile noastre care vor fi produse aici de către agricultori, trebuie să fii competitiv. Ca să fii competitiv, trebuie să fii subvenționat sau susținut. Deci sunt diferite modele pentru ca să fii competitiv cu cei care sunt aduse și sunt de proastă calitate. Nu mai zic deci de sănătate. Deci ați anunțat 4 pe luni și al cincilea? Și al cincilea este reforma în administrația centrală și administrația locală. Deci eu am fost la Fălești în această săptămână și am văzut în afară. Cunoaștem toți că satele sunt depopulizate, deci tineret puțin am văzut, dar pentru tineret vom face alte stimulente. Nu avem nevoie de atâtea primării și raioane, deci și contabile și ofițeri cadastrali și secretare și deci totul. M-am uitat și pe structura cheltuielilor. Cu regret, în 10 ani s-a majorat cu 42% cheltuielile pentru administrația locală. Și noi ne aducem, de fapt, ei sunt implicați numai în campanie electorale și eficiență zero. Dar așa, cu această intenție, riscați să pierdeți din bazinul electoral, pentru că majoritatea funcționarilor își doresc să rămână toate acele verici care există astăzi în Republica Moldova și prea puțini concurenți electorali spun cu text deschis că e nevoie de o reformă și la nivel central. Păi, dar ei le-au creat, cum să spună, și la nivel local. Cu text deschis nu pot să o spună, pentru că ei au creat acest sistem ineficient. Cu servicii de proastă calitate, cetățeanul nu este văzut, nu este auzit. Deci, dar cum vedeți dumneavoastră această reformă? Eu o văd foarte simplu. În primul rând trebuie să auzim oamenii de jos. Da? Deci la nivel local trebuie să ridicăm de jos în sus. Dacă schemele economice se strică de sus în jos, pentru că ăștia cu gulerașele albe le gestionează, în administrația locală trebuie să auzim ce dorește cetățeanul. Și de acolo să pornim și să vedem nivelul 1 și nivelul 2. Și să eficientizăm, desigur, cu serviciile. Asta e important. Nivelul 2 fiind raioanele, iar foarte mulți primari inclusiv, spun că această verigă aproape că este ineficientă, pentru că doar cu excepția repartizării banilor nu ar mai îndeplini și alte funcții. Păi îndeplinesc funcții electorale, cu regret. Ce fac anume în campaniile electorale. Deci noi avem o viziune foarte clară, avem și un specialist, Alexei Busoiu, pe care îl cunoașteți, care a fost primar în 3 mandate. Și, Capaclia Cantemir. Da, în Capaclia Cantemir. Și noi avem viziuni foarte clare că nu mai putem tolera ineficiența acestui sistem și considerăm că chiar dacă într-adevăr oamenii nu înseamnă că trebuie să-și pierdă locurile de muncă, noi oamenii trebuie să-i reprofilăm și să meargă în afaceri sau în alte domenii.
Aveți întâlniri cu alegătorii. Vă întreabă totuși ce valoare are promisiunea care se face în campania electorală și cum e înțeleasă ea de cetățean și cum e înțeleasă de politician? Eu cred că alegătorii sunt cu regret și îmi pare rău să o zic așa, dar sunt intoxicați pentru că suntem foarte multe partide de pe listă și fiecare vine și îi zăpăcește în felul său. Noi încercăm să abordăm cetățeanul și alegătorul din punct de vedere că totuși a venit momentul să stopăm acest dezmăț. Și când spun ajunge acestui dezmăț, pentru că în 30 de ani de independență, Republica Moldova cu regret a ajuns unde a ajuns, nu pe zero, dar pe minus. Și eu cred că cetățeanul își dă seama că el vrea o pensie mai bună, el vrea un salar mai bun, dar cred că și toate sloganele astea, și le înțeleg, pentru că mă uit, eu sunt de 5 săptămâni aici și într-adevăr avem un stat paralel, creat de fosta putere politică și formațiunile politice care au adus la această stare cetățeanul cu regret au făcut-o conștient pe bază de bani, pe bază de produse care l-a cumpărat, pur și simplu și l-a mințit. Noi nu dorim să facem lucrurile astea, noi dorim să zicem cetățeanul lucruri concrete și echipa pe care o conduc, sunt mândră de ea, avem oameni corecți, oameni care au realizat lucruri concrete, au rezultate concrete. Cine și ce șanse are să acceadă în Parlament, ținând cont și de sondajele de opinie care se fac, care arată că doar 3? Da, dar aceste sondaje trebuie să fim corecți să cu noi înșine, pentru că aceste sondaje sunt plătite. Noi nu plătim sondaje. Noi suntem un partid modest, cu care dorim să demonstrăm că cu modestie și cu bani puțin putem face lucruri multe, ne bazăm pe tehnologii informaționale și vreau să vă zic, doamna Ursu, că atunci când doar se fac sondaje și se arată doar unul de dreapta, un partid de dreapta și unul de stânga... Și deci, posibil încă unul și încă unul, al deci, asta se creează, de fapt, nu democrația, ci dezbină democrația, da? Deci creează partide totalitare. Și o cunosc din perspectiva pentru că totuși am învățat multe la Londra fiind ambasador. Oricând trebuie să ai un partid care să facă echilibru. Noi suntem partid care putem face acest echilibru. Ați luat pulsul realității. La ce concluzie ați ajuns? Ce își dorește cetățeanul Republicii Moldova? Cetățeanul este dezamăgit și va fi foarte trist dacă într-adevăr va fi această căsătorie de stânga cu dreapta care a fost în 2019. Va fi trist. Probabil și pentru cetățeni. Faceți aluzie la PSRM, dar acum e blocul PSRM-PCRM și PAS. Da, da. Pentru că noi cel puțin dacă cei din PSRM au lăsat să se înțeleagă că ar putea să se mai ajungă odată la masa negocierilor, cei din Partidul Acțiunii și Solidaritate exclud cu vehemență. Am mai zis-o odată. Au mai zis-o în 2019, da? Și noi când am zis... nu poți fi botezat. Da, și când s-au făcut hibridul, au uitat de ce au zis. Noi considerăm Partidul Legii și Dreptății că totuși suntem realiști și optimiști, că accedem în Parlament și putem fi un echilibru pentru cetățenii noștri, pentru alegătorul nostru. Un subiect fierbinte, iarăși, care e discutat de la declanșarea acestei perioade de campanie electorală, votul din diasporă și votul din stânga Nistrului. Ce părere v-ați creat dumneavoastră despre ceea ce se discută și mai ales despre miza acestui vot? Este dreptul nostru constituțional. Eu deja sunt locală. Da, și am să rămân aici pentru că aveam un proiect pe termen lung. Asta este dreptul. Adică rămâneți aici pentru totdeauna? Păi vedem după alegeri, merg când sunt în concediu oficial, dar după aia decidem, facem congresul. Deci proiectul este pe termen lung, nu este pe termen de a veni... Dacă nu accedeți în Parlament, oricum rămâneți implicat aici în viața social-politică. Noi vom lupta până la capăt. Revenim la votul din deasupra. Deci votul de deasupra, v-am zis, asta este votul și de pe malul stâng al Nistrului, este un vot care ne-l permite Constituția și nimeni nu are dreptul de a stabili că-l avem sau nu-l avem, sau suntem paraleli sau nu paraleli, da? Cu cei care locuiesc aici, pentru că toată diaspora urmărește foarte activ viața din Republica Moldova și pot să vă zic că știu foarte bine că cecul este politizat. Sper că într-o bună zi să vedem că totuși politicul se lasă... Mandatul Comisiei Electorale Centrale a expirat. Ei oricum își exercită dreptul doar până când organizează aceste alegeri. Dar mai vedem și alte evenimente care se arată foarte strict
direct, de fapt, că sunt implicări în campania electorală care nu trebuia să fie, pentru că noi am votat în noiembrie un președinte a tuturor. Da? Deci un președinte a tuturor a fost un vot de protest și eu cred că alegerile cu regret se întâmplă ce se întâmplă, dar eu cred că totuși într-o bună zi voi vedea președintele tuturor. Eu cred că votul care a fost în noiembrie la parlamentare va fi diferit. În ce sens? În sensul pentru că avem și partide de centru-dreapta. Da, într-adevăr sunt multe, dar sunt oameni pregătiți. Acum nu vreau să le fac marketing, dar vă zic, partidele astea trebuie să vină, să accedă în Parlament pentru a depolariza extrema asta, stânga și dreapta. Deci trebuie să vină partide care să facă echilibru. Și eu cred că diaspora oricum are o viziune la parlamentare diferite față de prezidențiale. În prezidențiale au fost doar doi candidați și era foarte clar votul pe care l-a oferit diaspora. Cât privește cetățenii din partea stânga a Nistrului, iarăși nimeni nu are dreptul să le ia votul și ei au dreptul la vot și eu sunt sigură că deja cunoscând în această perioadă că mulți din tineret, mulți oameni, da, venit din partea stânga a Nistrului, lucrează aici. Au joburi aici. Înseamnă că viața e mai bună. Și Transnistria, ca problemă, ea poate fi soluționată. Ea nu este o problemă. Nu este voință politică. De ambele părți. Dacă va fi voința politică, credeți-mă că tineretul deja este aici. Și eu cu tineretul care am discutat, am întrebat, dar de cine ați rămas acolo? Nu avem perspectivă. Și sunt oameni reali care stau în chirii, deci locuiesc pe bulevardul Ștefan cel Mare, adică, da. Și dumneavoastră credeți că interacțiunea cetățean-cetățean nu neapărat trebuie comparată cu interacțiunea politician de pe un mal și altul al Nistrului? Categoric. Deci oamenii care, cu care eu interacționez sunt doamne care sunt de vârsta de 30 de ani, care au avut un serviciu acolo și s-a mutat definitiv aici. Ce statut ar merita această regiune transnistreană ca să nu se mai vorbească despre fenomenul separatismului în Republica Moldova? Dar eu cred că doar prin, să zicem, prin sistemul economic vom depăși și separatismul și deci toate lucrurile care sunt mai mult ridicate de politicieni la fileu decât de cetățeni de rând. Adică prin sistemul economic în ce formă? Pot să vă zic că nu am dreptul pentru că lucrez la compania unde lucrez, dar sunt companii din Transnistria care s-au conformat cerințelor Republicii Moldova și sunt mult mai ordonați și disciplinați decât unii agenți economici din Republica Moldova. Da? Și au făcut licență în Republica Moldova și au deschis conturi bancare, deci așa cum li se spune. Și chiar fac business corect cu țările din Uniunea Europeană. Și o cunosc și eu din Marea Britanie, da? Pentru că au dus textile acolo și în continuu cu astea textile pentru Europa. Și dar asta nu doar asta. Să se înțeleagă că doar depinde de voința autorităților Republicii Moldova, pentru că există și formatul de negocieri 5+2, în cadrul căreia se caută o soluție durabilă pentru reglementarea transnistreană. Eu cred că trebuie o implicare mai activă din partea Ucrainei și din partea României. Și iarăși revin la partea economică, pentru că vă zic, am zis-o și data trecută, că Republica Moldova cumpără energie electrică de la Republica Moldova, cu preț, nu de piață, dar totul la momentul care va fi necesar, pentru că dacă ar fi voință politică din ambele părți, lucrurile astea nu ar exista. V-ați referit la consumul energiei electrice de la Cuciurgani? Centrala electrică de la Dubăsari. De la Cuciurgani. Și dacă nu ar avea loc această cumpărare de energie electrică de acolo, s-ar rezolva problema transnistreană, dar imediat? Doamna Ursu, nu e doar vorba că să facem blocaje, da? Deci de a dar face nu e blocaj, să aducem în ordine luăm de la livrarea de gaz. Da? Deci noi, acordul cu Gazprom este tripartit, da? Deci prin care participă și este acționar și în partea transnistreană, Transgaz, companie, da. Transgaz. Pentru că țava de tranzit este pe la ei. Datoria acumulată de 6,8 miliarde de dolari care stă în balanța de plăți a băncii naționale, ca o datorie separată, da? Deci este generată de gazul consumat de partea transnistreană. Dacă partea transnistreană plătea același preț ca și noi, pentru că noi plătim malul drept un preț politic,
atunci această datorie nu era. Prețul la gaze în Transnistria este un preț nu de piață. Și îl cunoaștem tot, da? Pentru că ei nu îl plătesc. Altfel, acest sistem sau acest, hai să zicem, regiune transnistreană sau regim politic nu era susținut. Gazul se vinde la centrala de la Cuciurgani. La preț care nu este prețul de achiziție. Dar care ar fi prețul de achiziție acum, dacă tot am ajuns la acest La de... prețul de achiziție, în genere, pentru Republica Moldova trebuie să fie mai jos decât cel care se livrează în țările Uniunii Europene. Inclusiv în România. Este mult mai jos. Dar eu am zis, noi plătim un preț politic. Plecând cazul în, la centrală, evident că se procesează și se generează energie electrică. Noi cumpărăm energie electrică la un preț cu căpușari, da, sau cum se spune, interpuși pe acolo, care preț care putem să-l luăm din altă parte cu un preț mult mai competitiv. Dar nu zic să-l luăm din altă parte. Trebuie să fie voință politică și dorință de a stopa dezmățul. Dacă stopăm dezmățul acela de la 1.200.000, acum ajungem la bani, energie electrică, gaze, deci tot, schemele, justiția, tot ce ține de, să zicem așa, dacă domnul general lupta cu crima organizată, acum să economice, sub alt pretext. Deci 1.200.000 care este expus în raportul Organizației Naționale Unite, plus ceea ce plătim extra, da? Deci la toate utilitățile, plus dacă ne-am face lecția la capitolul controlul corupției, plus banii din programul Next Generation EU, care au fost aprobate de către Comisia Europeană, 600 de milioane de euro, deci ajungem la 2 miliarde. Și ar fi o sumă bună? Da, dacă mai ne apucăm și de miliardul furat, atunci ar fi super. Numai că de 7 ani tot suntem intoxicați cu faptul că dosarele, deci eu nu știu când se va finaliza, deci este, pentru mine este foarte, cum să spun, intrigant faptul că în 7 ani miliardul nu s-a descoperit, măcar că știm că aeroportul a fost gestionat pentru 49 de ani cu surse folosite din miliardul furat. O să vedem cu ce se termină și de ce activul ăsta, care sunt porțele albastre a Republicii Moldova, da, a fost luat. În programul nostru noi prevedem o alternativă, noi oricum vedem să dorim să dezvoltăm aeroportul de la Bălț și aeroportul de la Mărculești. Bălțul să fie pentru agro, pentru serviciile medicale urgente, pentru low cost, deci da, transportatori low cost, și Mărculești pentru cargo. Deci pot face lucruri ok, însă toate dosarele astea de ani de zile, ele trebuie finalizate. Cu 2 săptămâni înainte de 11 iulie, puteți să ne spuneți totuși ce scenarii post-electorale ar merita să fie în Parlamentul Republicii Moldova după aceste alegeri? Eu aș dori să văd un scenariu de o majoritate care să fie în coaliție, pentru că nu cred că nu va fi coaliție, deci va fi o coaliție cu valori europene, deci este categoric, deci da, nu avem dreptul să ne uităm în altă parte, deci cu principii și valori care să se focuseze pe o țară curată, deci o Moldovă fără corupție, o Moldovă care să dea restart prin legi concrete și proiecte de legi, și deputatul să-și arate eficiența, dar nu bani pentru benzină să ia din bugetul de stat sau nu știu ce. Nu știu, eu aș fi favorita să le dau biciclete la toți, le cumpăr eu. Doar să lăsă banii ăștia pentru educație, deci pentru grădinițe, pentru medicină și pentru restul. Și ce faceți în caz că nu ajungeți în Parlament? Continuăm. Unii se întreabă, chiar Mariana Durleșteanu renunță la tot confortul pe care îl are peste hotare și revine acasă, ca să ce? Vreau să vă zic una, vreau acasă, asta e prima, da? Deci casa părintească nu se vinde. Deci cred că cântecul ăsta ne spune nou despre tot. Și confortul care l-am muncit și l-am muncit din greu, dar nu asta contează, pentru că banii se cheltuie, sănătatea nu se cumpără. Investiția cea mai mare și bogăția sunt copiii. Copiii mei iubesc Moldova, ca și mine. Eu m-am născut aici și pot să vă zic că mama mea, maică fiecare lună, spornește
jos la Chișinău pentru că suferă după faptul că n-am fost câțiva ani aici. Bine, a fost și legat cu pandemia, dar ca mine, credeți-mă, doamna Ursucu, sunt foarte mulți. Avem și pe lista noastră, deci colegii care am învățat și la Cluj, care doresc să revină în Republica Moldova și să pună umărul la resetarea Moldovei. Tocmai ați venit cu un coleg al dumneavoastră, inclus pe lista electorală cu numărul 6, domnul Lupu. Domnule Constantin Lupu, care ar fi prima dumneavoastră inițiativă legislativă în caz că ajungeți deputat în forul legislativ al Republicii Moldova? Deci, dacă ajung în Parlamentul Republicii Moldova, în primul rând, trebuie impus din punct de vedere legislativ dreptate. Pentru că atunci se va face, deci, o resetare practic de la zero. Să venim cu oameni. Pentru că am mai auzit, doamna președinte a spus că îi dăm pe toți afară, că toți sunt corupți. Nu sunt toți corupți. Sunt câțiva care, într-adevăr, sunt corupți. Ia să-i arestăm pe câțiva dintre ăștia care se știu și-s dovediți că au luat. La România se spune șpagă sau ciubuc, nu știu cum se spune la Chișinău, dar dacă îi arestează câțiva, că se vedeți imediat, toți se potolesc, toți se pun cu botul pe labe. Și nu e nevoie decât să se aplice legea, că legile sunt, dar ele nu sunt aplicate. În plan economic, ce ar putea să facă cele două state, Republica Moldova și România, ca situația să fie îmbunătățită la capitolul după poduri de flori, poduri economice trebuie edificate? Eu aș spune mai mult ce poate să facă Moldova, nu România. România s-a văzut ce a făcut până acum pentru Moldova. Poate s-a implicat unii mai mulți, unii mai puțin, alții, ca și președinți de țară, România n-au folosit moldovenii decât ca masă de manevră, masă de vot, să-l voteze pe unul sau pe altul. Ăsta este adevărul. Nu vreau să mă ascund după deget. Și am tăria să spun lucrurile pe nume. Da? În primul rând, Moldova ce poate să facă? Eu cred că Moldova poate să devină o placă turnantă între Asia și Europa. Toate țările din Uniunea Europeană, și credeți-mă, ca profesor de economie vă spun, au nevoie de o resursă umană foarte bine pregătită. Dar dacă ei ar veni cu societățile aici, acele companii, n-ar mai pleca moldoveanul să lucreze dincolo. Pentru că toți moldovenii sunt oameni deștepți. De ce să ne ascundem după deget? Dar ce au nevoie acei investitori este practic de o legislație foarte clară, adică unde legea nu-i tocmeală și în același rând, din punct de vedere economic, o predictibilitate foarte clară. Orice companie își face un buget de venituri și cheltuieli pe o perioadă de 5 ani. Dar dacă eu mâine se trezește un ministru că mai mărește taxele și impozitele pe Horeca, acum am greșit, după aia a venit pandemia. Adică o debandadă totală. Orice investitor va veni să investească într-o țară în care predictibilitatea din punct de vedere fiscal este foarte clară. Moldova de peste 4 ani, Republica Moldova, se va deosebi de Republica Moldova de azi? Eu cred cu toată tăria. Eu sunt un om foarte optimist. Dacă moldoveanul, să-i spunem așa, să-i dea mintea cea de pe urmă și să voteze așa cum trebuie acum pe 11 iulie, cred că se pot schimba lucrurile. Dacă nu, vor fi iarăși alegeri anticipate. Eu garantez, într-un an. Niciodată n-ai să poți să faci măritiș între cel de stânga. De fapt, că dacă te uiți foarte bine, vezi că unii sunt așa jiți de stânga. Păi cum să fie de stânga când ei au dita mai casele și mașini? Un om de stânga este un om de stânga, care ține cu muncitorul. Și așa zici de dreapta, care mulți dintre ei sunt, ori au trecut prin celelalte partide de s-au mânjit și ele borcanul cu mere, ori, mai mult decât atât, n-au lucrat nicio zi, nu au experiență. Dar ce părere aveți despre votul geopolitic din Republica Moldova? Am să vă readuc aminte un proverb foarte vechi, un proverb latin. Divide et impera. Divide și condui. Așa fac și acești politicieni, între ghilimele, ca să-i poată conduce. Bă, dacă vine românul, e rău. Dacă vine rusul, e rău. Și atunci, divizând, de fapt, toți acești oameni, așa ține la putere. Și sărăcindu-i, un om sărac îl cuperi foarte ușor votul. Că te duci cu un kil de ulei sau cu un kil de zahăr sau cu o pungă, cu ceva alimente, i-ai câștigat votul. Ia să fie un om bogat, să aibă de toate la casa lui, că o să judece de două ori pe cine va vota să-l guverneze următorii 4 ani. Mulțumim foarte mult pentru această discuție. Eu vă mulțumesc, doamna Urs. Sărmâine.